Bogdan Vardie la Europa FM. Și Dan a venit chiar în studioul Europa FM în această seară pe drum cu prioritate. Suntem și în transmisiune live pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM. Dan Vardie, președintele jurului european Autobest și realizatorul Autofan din fiecare după amiază de miercuri. Salut, Dan, bine ai venit, la mulți ani! Salut, Radu, la mulți ani, la mulți ani European FM. Începem anul 2023 în forță. Nu știu dacă ai auzit, Radu, ultima glumă, când am auzit-o și eu rece, yeah. Și recunosc că am o mică contribuție la rafinarea glumei, dar are legătură cu și ce faci, ai început, apropo de mașini electrice, ai început anul în forță, ți-ai încărcat bateria, funcționezi bine? Răspunsul este, dom'le, mi-am încărcat, dar am o baterie cam mică, așa că ia-mă ușor. Corect, că de multe ori funcționăm precum o mașină cu autonomie ceva mai slabă, o autonomie electrică, pentru că avem multe de făcut, nu de alta. Dan, bănuiesc că la început de an vom vorbi despre ce se întâmplă anul ăsta în 2023, care sunt previziunile așa în industria auto. Radu, lasă-mă să te dezamăgesc. Haide să începem emisiunea asta prima cu ce a fost la CES, pentru că sunt câteva lucruri spectaculoase despre care vreau să vorbim ascultătorilor noștri. Săptămâna viitoare însă îți propun să facem previziunile cele mai importante vis-a-vis de ce se întâmplă în 2023, atât în România, cât și în materie de saloane, în materie de mari noutăți în lumea auto. Și așa cum veți vedea, oameni bune, avem program și până spre sfârșitul lunii, pentru că săptămâna cealaltă vom avea un subiect spectaculos, prognoza oficială, de data asta APIA 2023, în care vă pot spune, pentru că știți cu toții că sunt coautor al acestui studiu, în premieră, în România, făcut de APIA, vom avea de-a face cu lucruri absolut interesante despre cum România evoluează pe calea electromobilității și cum, iată, o să vorbim atunci, niște tendințe interesante care deja se văd în Germania de ultimă oră, se vor regăsi și în România la foarte scurt timp, ceea ce, încă o dovadă că în materie de auto, Radu, România suntem foarte așa, conectați cu România asta noastră, cu românii noștri, iată, se conectează foarte repede. Ceea ce pentru mine, până și pentru mine, este o chestie impresionantă. Da, să revenim la acest. La acest. Radu, anul ăsta a fost o ediție interesantă cu foarte multe lucruri care recunosc, nici eu nu m-am așteptat. În primul rând, una dezamăgitoare din punctul meu de vedere și una surprinzătoare tot din punctul meu de vedere, nu toată lumea e de acord. Am discutat cu diversi și români și străini care au fost la acest și culmea, am descoperit că oamenii se uită foarte mult la culori, se uită foarte mult la lucruri care până la urmă nu prea au o relevanță, după părerea mea, și apariția acestui concept BMW, care se cheamă DEE, n-a nimic special, a uimit pe foarte multă lume. De ce? Pentru că, așa cum deja sunt convins mulți dintre cei care ne ascultă știu, își poate schimba culorile. E o chestie la comandă, e o chestie chimică, nu sunt niște LED-uri, cum cineva încerca să-mi sugereze, nu de altă, consumă foarte mult și nu face sens. E o chestie interesantă care au realizat-o cei de la BMW. Numai că, dincolo de treaba asta, show-ul pe care l-a făcut președintele BMW pe scena CES, de fapt a însemnat show-ul lui Arnold Schwarzenegger. Eu, ca ziarist de presă auto, recunosc că am fost ușor dezamăgit, că mai mult era Arnie care ne povestea cum a făcut el filme și cum știe el viitorul planetei. Glumele președintelui BMW erau că Arnie e singurul om din lume care a născut, care, în fine. Și nu schimbă culoarea. Dar eu aș spune celor care sunt entuziasmați, sigur că e o treabă interesantă tehnic, dar cu o utilitate pe care eu cred că deocamdată, cel puțin, nu putem avea, până la urmă le dai idei hoților, adică cine are interes să schimbe culoarea de la o oră la alta decât niște hoți care vor să fugă cu mașina respectivă. Dacă a reușit să-și acopere și zgârieturile pe care le primești prin orașul nu, ăsta. Nu, alea nu le acoperă. Sim. Eu aș spune celor care ne ascultă că anul trecut, exact la acest, s-a dat celălalt concept care făcea nuanțe de gri. De altfel, noi am și comentat aici împreună, Radu, că urmează să fie și culoarea întreagă, numai nuanțele. Iată că a apărut, dar, în fine, noi la acest interesant think tank care se cheamă The Future is Here, despre care iar am vorbit, al cărui eu îl conduc și chairman este Frank Stevenson, legendarul Frank Stevenson, deci sunt un om care sunt foarte
a plecat asupra acestor fenomene. Am spus atunci și o spunem și astăzi că nu are nicio utilitate, apropo ce a făcut BMW. Iată că adevărul este, a trecut un an și BMW n-a făcut nimic cu această invenție de nuanțe de gri. În schimb, Stellantis, și aici mă refer în primul la Tavares, Tavares, președinte, a avut o apariție foarte interesantă, mult peste așteptări, în care a prezentat câteva concepte. În primul rând, și iarăși surprinzător, a venit acest Inception, care a fost prezentat în premieră absolută, nu în Europa, pentru care, de fapt, a fost construit, ci chiar la CES. E un concept interesant despre cum va arăta brandul Peugeot și este o revoluție spectaculoasă în multe privințe. Dacă spun că este electric, asta deja e banal. E de așteptat. Da, adică nu mai avem. Cine nu înțelege că ăsta e viitorul, mă rog, pierdem timpul, dar sunt o serie întreagă de lucruri, inclusiv mi s-a părut interesant faptul că volanul ăsta care e din consolele video, nu mai are nicio legătură cu volanul care le știm, se poate ascunde. Deci când cineva să suie mașina și zice mașină, du-mă acasă că n-am chef să te conduc, mașina automat își bagă, eu am exagerat limbajul, dar cam acolo suntem, își maschează acest volan, îl bagă undeva, îl ascunde, oamenii se așează confortabil și în timpul când mașina merge acasă pot să facă, e timpul lor. Pot să citească, pot să asculte muzică, pot să vorbească, pot să dea telefon, pot să orice, să lucreze, orice. Deci lucrurile sunt, iată, și în Europa, accelerate. Tot cu ocazia asta s-a prezentat și primul RAM. Sigur, în Europa aceste pick-up-uri nu au un rol important, dar a fost spectaculoasă apariția acestui RAM, primul RAM electric, apropo de Ford electric F-Series. Deci iată că, apropo de Tesla Cybertruck, care nu mai vine, sau da, acum e o nouă promisiune care apărea anul ăsta, eu aici împreună cu Radu, cei care ne ascultă frecvent știu asta, am spus că nu va apărea. Atenție, formula care s-a prezentat a fost un simplu concept și tehnic, tehnologic, nu cred că se poate realiza în tocmai, deci sunt și eu curios ce fel de Cybertruck, dacă îl face chiar pe ăla care l-a arătat, sau va avea niște schimbări pe aici, pe acolo, pe părțile esențiale. Și iarăși, VinFast a prezentat detalii concrete la VF7 și VF6, culmea, două mașini crossovere pentru Europa. Radu, au fost prezentate și la Paris, dar acum au venit cu datele tehnice și mă uitam, de exemplu, la VF7, mașina care cu siguranță va cuceri Europa pentru că are toate ingredientele. La o baterie de 73 de kW reușește vreo 431 de km la vreo 380 de cai putere. Wow! Dacă e adevărat și e omologată, VLTP ar trebui să fie ceva adevăr. E wow, adică nu a reușit nimeni să facă design prin infarina. Și sigur că da, mă grăbesc să vorbesc și cu asta închidem, Radu, că cred că ne-am lungit un pic, despre mașina zburătoare a lui Stellantis. Iată că Stellantis a pus mâna pe Archer și vrea să facă și mașină zburătoare. Are deja niște argumente interesante, 5 locuri din care unul va fi rezervat pilotului. Vom avea mult de vorbit pe teme de acest gen cu mașinile zburătoare, care, atenție, oameni buni, este noul trend. Eu cu Radu l-am prevăzut aici, tot ne-am chinuit. Bine, noi vorbeam despre SF-uri pe vremea aceea, dar chiar despre devine SF-uri. Un trend, pentru că autonomusul, din păcate, intră ușor, ușor într-un pas înapoi. Lucrurile nu evoluează în direcția dorită, s-au cheltuit foarte multe miliarde și, de altfel, o serie întreagă de executiv, începând cu Tavares, au început să spună, măi, oameni buni, da, e un trend, e important, trebuie să lucrăm, dar nu o să se întâmple atât de repede pe cât ne-am dorit. De altfel, și vom vorbi asta, oameni buni, pe parcursul acestei luni, poate luna viitoare, în detalii, avem până una alta doar două mașini cu nivelul 3, care funcționează doar în două țări, sunt două modele în două țări, doar pe niște autostrăzi într-o zonă foarte limitată. Bun, așa într-un laborator putem inventa navete spațiale, dacă ele nu zboară în cosmos, e doar un exercițiu de laborator. Îți mulțumim, Dan, de-abia aștept întâlnirea de săptămâna viitoare pentru a vorbi în general despre ce se așteaptă de la acest an 2023 în industrie. Seară bună și ne reîntâlnim la Autofan. Numai bine! Într-o lume care se schimbă în permanență, în care exercițiul adaptării a devenit un obicei zilnic, în care întrebările așteaptă răspuns, iar problemele caută soluții, îți propunem să analizăm subiectele zilei într-o oră. De luni până miercuri, de la 18:15, e liber la dezbateri, alături de vocile care contează. Piața Victoriei, la Europa FM.